În prima duminică a lui octombrie a fost sărbătorită la București, în prezența tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și altor conducători de partid și de stat, tradiționala zi a recoltei. La mare adunare populară din piața Halelor Obor, mii de oameni au făcut înalților oaspeți o primire plină de însuflețire. Expresia prețuirii pe care partidul și guvernul, întregul nostru popor, o acordă activității oamenilor muncii de pe ogoare, ziua recoltei, constituie un prilej de bilanț și noi angajamente pentru ridicarea continuă a agriculturii, pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a țării, elaborat de Congresul al 10-lea al partidului. Trecând în revistă realizările obținute în agricultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat totodată să se acționeze cu hotărâre pentru a lichida neajunsurile existente, astfel ca fiecare unitate să obțină recolte pe măsura mijloacelor materiale puse la dispoziție. Se va realiza în felul acesta, a spus secretarul general al partidului, atât creșterea bunăstării țărănimii, cât și sporirea avuției generale a națiunii noastre socialiste. La Palatul Republicii a avut loc sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu o ședință a Consiliului de Stat la care au participat ca invitați miniștri și conducători ai altor organe centrale, președinții unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale. În cadrul ședinței, Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat decretele privind organizarea și funcționarea unor ministere, precum și alte decrete referitoare la îmbunătățirea legislației în sectoare diverse de activitate. La 8 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe savantul român Henri Coandă, cu care s-a întreținut într-o atmosferă de caldă cordialitate. După întrevedere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, a oferit un dejun în onoarea savantului Henri Coandă și a soției sale.